Din nou în direct, este ora 17, sunt Ioana Constantin, începe a treia oră de politica zilei. Vă mulțumesc că ați rămas aici pe B1 TV. Sunt razii de amploare pe tot litoralul pentru a-i prinde pe cei care au droguri asupra lor, dar mai ales pe traficanți, pe dealeri. A și fost prins un traficant zilele acestea. Peste 20 de tineri deja au fost găsiți cu droguri asupra lor. A ajuns în țară și drogul foarte puternic care face ravagii în America. Este vorba despre fentanyl. Și o să discutăm ora aceasta și despre acuzațiile pe care americanii le aduc Chinei când vine vorba de intoxicarea voită cu droguri, sponsorizarea unor anumite droguri sintetice în America și în întreaga Europa, pentru că și în Europa e o problemă foarte mare cu consumul și traficul de droguri. Tot ora aceasta despre cum 7 state NATO se confruntă cu atacuri hibride ale Federației Ruse. Emmanuel Macron vine din nou cu ideea lui de a trimite soldați pe front în Ucraina. Reacția Ungariei imediat, vom intra în al treilea război mondial și vom discuta din nou despre situația aceasta legată de pensii, pentru că militarii nu și-au primit pensiile înainte de Paște, așa cum a fost promisiunea. Avem multe subiecte și ora aceasta. Începem! Invitatul meu și al dumneavoastră de la acest început de oră, domnul Cătălin Țone, expert antidrog. Bună seara, mulțumesc mult că sunteți aici. Bună seara, vă salut, mulțumesc. Doamne Țone, începem întâi cu situația de la noi, pentru că am văzut că sunt razii de amploare pe litoral. Noi am mai discutat și pe 1 mai, când deja începuseră și autoritățile se pregăteau, sunt în desfășurare și festivaluri, ba chiar festivalul, singurul festival unde accesul minorilor este interzis. Acolo, de altfel, au fost găsite deja persoane adulte, dar peste 18 ani, dar cu droguri asupra lor și chiar dealerul acela. Spuneți-ne care este situația în acest moment și care sunt cele mai periculoase droguri. Măcar să știe, sau dacă, cum se pot feri tinerii care ajung acolo și de multe ori consumă fără să-și dea seama diferite băuturi și apoi se trezesc că poate au consumat și un drog. Se continuă activitățile operative acolo. Vreau să vă spun că aproape s-au dublat forțele. Este și un singur festival, așa cum spuneați, față de două câte au fost anul trecut în aceeași perioadă. Forțele de ordine public au luat și o lecție prin evenimentul de la 2 mai. Drogurile capturate sunt aceleași pe care le știm foarte bine, foarte periculoase. Avem drogurile sintetice comprimate de ecstasy, avem cristale, aceste droguri cu o varietate foarte mare care dau dependență încă de la prima doză, cannabis, de asemenea LSD, și cu siguranță vor mai fi capturi, pentru că urmează cele mai importante nopți. Este vorba de noaptea de vineri spre sâmbătă și sâmbătă spre duminică, unde se așteaptă un aflux crescut de participanți. Vremea s-a mai încălzit puțin, e posibil ca asta să accelereze oarecum prezența acolo. Vreau să vă spun că, indiferent de faptul că s-a filtrat accesul minorilor sau la măsuri deosebite, așa cum spuneam, traficanții de droguri și dependenții în continuare, parcă sunt într-o psihoză, vin către aceste festivaluri, în continuare asupra lor droguri, consumă. Și vedem inclusiv tendințe de introducere în festival pentru comercializare. Dacă vorbim despre aspecte la care să fie atenți tinerii, în primul rând ar trebui să știe cu cine merg acolo, să fie atenți cu cine se cazează. E posibil să li se propune să stea mai mulți pentru a avea o cazare mai ieftină, mai mulți în cameră, și persoane pe care nu le cunosc, și astfel pot avea în cameră, nu știu, traficanți sau consumatori de droguri care le pot administra droguri chiar fără știință. În același timp, în momentul în care intră în festival, să fie foarte atenți la în ce anturaj, în ce cerc, știți că se practică acele cercuri, de multe ori vin și persoane întâmplător acolo și intră în acele grupuri, să fie atenți la ce bea, și nu este o glumă, la ce bea și ce consumă, ce mănâncă în interior, pentru că știm, sunt droguri care sunt solubile, sunt incolore, insipide, inodore, se pot dizolva în orice, cum e GHB, drogul violului. Eu le-am spus că este bine să focalizeze punctele de intervenție la intrare sau aproape de scena unde ei își fac simțită prezența, și de asemenea cele de ordine publică să anunțe dacă este vreo urgență și să informeze tot timpul părinții, frații mai mari, apropiații, în legătură cu deplasările pe care le fac. Dar trebuie să focalizăm pe faptul că, indiferent de precauțiile pe care le au, în categorii fenomenul se manifestă și, așa cum spuneați, fentanilul a apărut și în România în cele două forme. Este vorba despre fentanil comprimate care se folosesc în zona medicală, dar și fentanilul fabricat în laboratoare ilicite. Acest drog este foarte puternic, fentanilul, mult mai puternic decât heroină, decât morfină. Explicați-ne puțin care sunt efectele lui.
Este un analgezic opioid. Comprimatele, produsele farmaceutice medicale se fabrică sub, așa scrie la lege, cu atenție deosebită, supravegheat la fabrici, transportul, de asemenea depozitarea, distribuirea în farmacii, de asemenea prescrierea și distribuirea numai pe bază de rețete, dar am văzut situații, operațiunea Chimera, ele pot fi deturnate din circuitul legal și se vând pentru copii. Dar problema cea mai mare nu sunt aceste medicamente conținute stupefiant, problema cea mai mare este fentanilul care se produce în laboratoare și este foarte concentrat, ducându-se undeva cam de 100 de ori puterea heroinei, și vorbim despre heroină, care este un drog extrem de puternic, dând dependență și psihică, dar și fizică. A apărut și în România, nu îmbracă haina unui fenomen, dar trebuie să fim atenți, au apărut primii laboratoare și în Europa, Germania și Cehia, și categoric sub o formă sau alta, cred eu că va apărea în lunile, anii viitori și la noi în țară, și sper eu să nu îmbrace haina unui fenomen. Și da, aveți dreptate, Statele Unite ale Americii a luat măsuri deosebite, a declarat traficul și consumul de fentanil ca fiind o problemă gravă de sănătate publică și de Da, securitate pentru că sunt foarte națională. multe decese la ei, domnule Țone, dar vreau să vă mai întreb la noi, care sunt drogurile care sunt acum cele mai periculoase pe piață? Pentru că am văzut că sunt foarte multe droguri ieftine. Noi mai vorbeam, drogul elevului, 10-12 lei, sunt foarte ușor de procurat. Acum la festivaluri, sigur, presupun, sau pe Mala Mare, în vacanță, presupun că discutăm despre drogurile alea grele. Da, cele mai periculoase rămân cele cristalele, și să nu uităm că Biroul European de Droguri și Toxicomanii a comunicat oficial faptul că în ultimii 10 ani au fost identificate numai puțin de 930 de substanțe noi psihoactive sau din categoria cristalului. Vorbim despre catinone și cannabinoizi sintetici, dar așa este, sunt droguri foarte ieftine, în general nu prea au ce să caute la aceste festivaluri, se manifestă oarecum, sunt prezente în cantități mici aici, pentru că la festivalul nu vin cei care nu au bani, nu știu, biletul de intrare nu este unul foarte ieftin. De asemenea, cluburile pe care le frecventează înainte sau după ce merg la festivaluri au consumațiile care sunt ridicate. Și ca atare, în cluburi se practică, și în aceste zone se practică cocaina, care rămâne drogul cel mai scump și preferat de high life, 100 de euro gramul. Sunt ceva elemente de scădere a prețului, undeva 70-80 de euro acum, dar totuși rămâne în top. Să nu uităm că anii trecuți am avut cocaină roz, care e undeva în jur de 400 de euro gramul. Vorbim despre o combinație de droguri, de mai multe droguri, exclusivistă, pot spune. Sunt comprimatele de ecstasy, anumite comprimate de ecstasy, și aș atrage atenția în special în legătură cu un comprimat apărut în România în urmă câteva luni. Donkey se numește, Kong, este un comprimat, o maimuțică, sub formă de maimuțică, portocalie, care a făcut ravagii în Țara Gailor, chiar a ucis câțiva adolescenți. Este foarte concentrat. De asemenea, sunt și alte droguri din categoria comprimatului de ecstasy, precum ar fi Punisher, precum ar fi inimioarele, pe care am văzut capturate undeva în municipiul București, la propria unui Am club, văzut și eu, da, acea am văzut. tânără. Deci, practic, sunt prezente toate acestea, sunt foarte periculoase, sunt droguri catalogate în România ca fiind de mare risc, deci clar un risc pentru sănătate, și de asemenea pedeapsa Am este auzit, una pe domnul măsură. Tone, înainte să vorbim de America și China, că mi s-a părut foarte interesant ce am citit în presa din America. Domnule Tone, totuși, noi vorbim de ele, intră toate, au ajuns toate în România, pe unde vin? Că autoritățile, ok, mai capturăm noi ce mai prindem așa. Am văzut că mai vin unele și cu firmele de curierat. Asta chiar mi se pare culmea. Și cu Poșta Română, care a devenit dealer de droguri. Că uite, cu pensiile n-a reușit să le ducă pe toate la române astăzi, dar e bine că reușește să ducă drogurile. Dar pe unde vin ele, în afară de povestea asta cu curieratul? Că nu știm de ele noi, ca stat. Nu suntem în stare să le oprim la graniță. Este foarte simplu. Vin pe cale terestră în marea majoritate a cantităților, pe cale aeriană, așa cum spuneați, în colete, cantități ceva mai mici, și avem calea maritimă, tot râmbițata cale maritimă, portul Constanța, despre care s-a vorbit și în extern, dar și în intern. Tot ce înseamnă sistem de întărire a frontierelor, tot ce înseamnă sistem de control, clar trebuie să mai lucrăm aici. Dacă avem un pachet legislativ care cât de cât mai drege lucrurile, îndreaptă ceea ce nu s-a făcut ani de zile, dacă vorbim de întărirea structurilor, dacă vorbim despre dotare, suntem oarecum în urmă și trebuie să ne pregătim, pentru că, să știți, cartelurile, înainte să-și dezvolte o rețea, o rută de trafic, categoric prospectează. Și să nu uităm că am avut în urmă cu vreo 4 ani un lider important al cartelului de la Sinaloa, care a fost Da. reținut și transferat în Statele Unite ale Americii, venise împreună cu familia să prospecteze litoralul Mării Negre. N-a venit întâmplător, pentru că avea destule plaje să le vadă, pe care să le vadă, și oricum informațiile au fost de la american că venise
oficial pentru acest lucru. Deci vedem, cartelurile prospectează, cartelurile sunt interesate și unde văd vulnerabilități ale de atât statului, din punct de vedere al controlului. Vulnerabilități exact, ale statului. Asta e problema. Că statul e primul care trebuie să ocrotească, primul rând copiii. Că noi avem o problemă foarte mare cu tinerii minori care consumă aceste droguri. Mă rog, oricine consumă droguri e o nenorocire. Am văzut ieri pe domnul Ciolacu, zicea să nu ne urcăm, mă rog, să nu se urce oamenii drogați la volan. Dar dânsul nu zicea nu vă drogați, dânsul zicea nu vă urcați drogați la volan. Asta era problema. Deci vă dați seama ce gândire, dar în fine, n-am reușit cu portul, n-am reușit cu vămile, nu știu, e bine măcar că le trimitem cu curierul. Domnul Țone, haideți să ne uităm un pic, am văzut niște declarații ale unor oficiali americani care vorbesc despre China, acuzând statul chinez de intoxicarea Americii și Europei cu droguri. Era o referire inclusiv la fentanil, am văzut acolo. Și vorbeau despre faptul că chinezii sponsorizează toată piața asta și intoxică practic cu droguri piața americană. Americanii au o problemă mare în primul rând cu fentanilul, dar și cu multe alte tipuri de droguri. Trebuie încă de la început să fac o precizare. Drogurile se fabrică din anumite substanțe chimice care se numesc precursori. Și substanțele din care se fac acest precursor se numesc pre-precursori. Legislația internațională, legislația mondială, dar și legislația din România, pe lângă interzicerea și, mă rog, prohibiția traficului de droguri, producerea și traficului de droguri, incriminează și traficul de precursori. Este legea 142 din 2018. Deci, practic, aceste substanțe sunt sub un control, pentru că aceste substanțe au dublă utilizare. Ele pot fi folosite atât la fabricarea drogurilor, dar inițial au fost folosite, produse și folosite în industrie. Și v-aș da câteva exemple, acidul sulfuric sau anhidrida acetică sau permanganatul de potasiu, care au multiple utilizări în industrie. Toate aceste substanțe trebuie să fie sub un control strict. Există o bază de date internațională. La noi gestionează aceeași Agenție Națională Antidrog, care dă și avizele pentru acestea, pentru producere, pentru transfer, pentru import, pentru export. Și practic ar trebui monitorizate. Așa cum spuneați și aveți mare dreptate și foarte bine ați punctat, Statele Unite ale Americii s-au alarmat pentru că au avut în anul 2022 din 110.000 de morți de supradoză, 70.000 au fost ca urmare a consumului de fentanyl, inclusiv rapperul Coolio, ca să aveți o imagine exactă a lucrurilor, asupra lucrurilor. Toate aceste droguri vin în preponderent din Mexic pentru că inclusiv cartierul din Sinaloa, care este celebru pe cocaină, s-a reprofilat și produce fentanyl. Acel fentanyl se produce în Mexic cu precursorii veniți din China. China este bună la toate, știm. Cei mai buni falsificatori, cei mai buni se adaptează cel mai repede la orice fel de industrie. Practic, tocmai asta este problema. Ei au introdus, americanii cei de la DEA, au introdus o supraveghere deosebită pe aceste substanțe, pe circuitul acestor substanțe și nu numai atât, dar și dispozitivele, instalațiile care se folosesc la prepararea acestor tipuri de droguri. Și nu sunt foarte complicate, să știți, pentru că mexicanii în junglă fac acest lucru, exact în acele jungle unde produceau și cocaina, dar cocaina nu mai este rentabilă, pentru că vorbim aici despre un drog care se produce în cantități mici, zeci de kilograme, nu vorbim de tone, sute de tone cum se produce cocaina, dar este foarte puternic și se câștigă sume importante de bani. Și s-au alarmat și, într-adevăr, au dreptate. China este cel mai mare furnizor de astfel de substanțe, de precursori și pre-precursori și, mai mult decât atât, este cel mai mare furnizor și de droguri sintetice. Știm cristalele care sunt în România, au venit în primă fază din China și din India și vin și acum, bineînțeles, dar Olanda a vrut să intreacă așa oarecum și au început să producă și dumneavoastră acolo, fiind și ei campioni europeni la producerea moralista Olanda, la producerea de droguri sintetice. Și acesta este tabloul. Americanii s-au mișcat foarte bine, au înțeles unde este cheița și încearcă să umble acolo, dar să vedem cum se înțeleg cu chinezii și sistemul supraveghere este un foarte mare. Dar aceeași problemă cumva, pentru că am văzut în declarațiile oficialilor discuții chiar în congres aduse congresmeni din America, dar ei enumeră acolo și state europene și noi avem această problemă. Așa este. Da, inclusiv comisarul de afaceri interne, Ilva Johansson, a spus foarte clar, enumerat unde au fost laboratoarele de fentanil. Ne paște și pe noi un astfel de val. S-a discutat și la noi, la anumite autorități, fentanilul, xilazina, celelalte substanțe care sunt în categoria analgeziilor opioide. Se e clar, mai devreme sau mai târziu vom avea aceste probleme, cum au fost și probleme cu enobotanicele. N-au apărut imediat, dar la câțiva ani de zile au apărut și la noi undeva. Vă aduceți aminte 2008, 2009, 2010 și cu toate problemele cu acele magazine de
vise, cu supradozele și cu problemele legislative care au urmat. Americanii se mișcă și americanii mai au un lucru foarte bun, zic eu, și anume acela că au birouri în toată lumea, inclusiv în la ambasada americană, au un birou specializat DEA-ul, pe lângă FBI, CIA, Secret Service, mă rog, mai puțin, dar cu alte competențe. Deci, practic, ei încearcă pe cât posibil să aibă o supraveghere exactă pentru a-și proteja statul și pentru a sprijini partenerii strategici, da, așa cum se spun. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Țone. Vom mai discuta cu siguranță în perioada următoare. E important să vorbim, să le arătăm riscurile oamenilor. Mulțumesc foarte mult. Cătălin Țone, expert antidrog, a fost alături de noi. Mergem mai departe. Ni se alătură domnul Virgil Bălăceanu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Bun găsit, domnule Bălăceanu! Bună ziua! Înainte de a vorbi despre teme legate de NATO, de război, aș vrea să vedem și din partea dumneavoastră, totuși, dacă aveți mai multe informații, înțelegem că pensiile militarilor nu au fost livrate înainte de sărbătorile de Paști, așa cum s-a promis de către guvern. Într-adevăr, este o situație destul de disconfortabilă, să nu spun mai mult. Da. Normal trebuia să fie aceeași măsură. Mă gândesc la pensionarii militari și nu sunt prea puțini care au pensii în valoare de 2000 de lei. Ca atare ar fi trebuit să fie o decizie la nivel de guvern și să acționeze și celelalte instituții, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne. Elementele acestea creează din nou această stare de nemulțumire legată de discriminare. Avem problemele noastre în sistemul de pensii militare de stat. Sunt diferențe mari până la o treime, în condițiile în care vechimea, responsabilitățile au fost aceleași. Avem probleme acum legate de faptul că nu sunt actualizate pensiile, nu vor fi actualizate nici cu creșterea soldei de grad făcută pentru activ și o măsură îndreptățită. Ca atare, pensionarii militari rezerviști Armatei României ies în stradă ziua de 9 mai, ora 13, în fața Catedralei Mântuirii Neamului, protestând față de lipsa de perspectivă cu privire la pensiile militare de stat și la neasumarea în plan politic a unor măsuri minime ca și respect, dar și ca și act de voință politică pentru pensionarii militari. Pensiile militare nu numai că sunt considerate pensii speciale, din păcate, sunt pensii speciale înghețate. Da, asta deci știm, că nu s-au mai dat actualizările legate de... Exact. Da, deci pe 9 mai de ziua Europei. Domnule Bălăceanu, stați cu noi pentru că vine o informație pe care vreau să o comentăm împreună. Breaking news, doamnelor și domnilor. O fabrică de armament din Berlin a luat foc, generează un nor toxic periculos. Este vorba de uzina Dijkmetal, care produce sistemul de apărare antiaeriană Iris-T, furnizat și Ucrainei. Vedem aceste imagini cu această fabrică cuprinsă de acest incendiu. Relatează presa germană, citată de Le Figaro. Vedem imaginile. Incendiu a mobilizat peste 160 de pompieri, evident se generează acest nor toxic. Domnule Bălăceanu, am mai văzut că au mai fost proteste și chiar la un moment dat s-a pus și foc la o altă fabrică din Germania. Întrebarea este dacă acestea sunt pur și simplu accidente, incidente de muncă sau sunt alte legături acolo. Telespectatorii văd imaginile cu acest nor toxic despre care spun autoritățile de la Berlin că este deosebit de periculos. Cel mai probabil este un incident industrial nedorit. Să sperăm că nu sunt victime umane. E puțin credibil să asistăm la un act de sabotaj, ținând seama că firma care deține și această întreprindere de producție metalurgică produce și sistemul Iris-T, care este livrat Ucrainei, da, și într-un număr destul de important. De altfel, Germania reprezintă un furnizor constant și destul de important alături de Marea Britanie pentru Ucraina. Repet însă, probabilitatea cea mai mare este a unui incident, a unui eveniment
de tip industrial nedorit și nici de cum a unui act de sabotaj sau mai mult decât atâta un act al unor organizații de extremă dreapta care sunt împotriva sprijinului pentru Ucraina. Da, le reamintesc respectatorilor, ceea ce văd din imagini este o fabrică de armament din Berlin care a luat foc, generând acest nor toxic periculos. La uzina Dyke-Metal se produce un sistem de apărare antiaeriană care este furnizat și Ucrainei pentru războiul pornit de Federația Rusă. Mergem mai departe și, domnule general, vreau să discutăm despre ceea ce spune NATO, că sunt 7 state NATO care sunt afectate de activități ostile ale Federației Ruse, de atacuri hibride. În principal vorbim despre statele baltice, dar și Regatul Unit, cum spuneam, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, dar și Germania. Vorbim de incidente care fac parte dintr-o campanie de intensificare a activităților pe care Rusia continuă să le desfășoare în zona euroatlantică prin intermediul unor persoane interpuse pe teritoriul Alianței, se arată într-un comunicat al NATO. Se vorbește despre serviciile de securitate europene care au dezvăluit o serie de acțiuni de spionaj rusesc, rețele de spionaj rusesc în spatele unor organe de presă online, de exemplu. Presa europeană vorbește chiar de un membru al unui partid de extremă dreaptă din Germania. Deci cel puțin 7 state afectate, domnule general. Îmi puneam întrebarea de ce aceste state care sunt menționate nu se pare că în mod oficial de către NATO sunt ținta acțiunilor hibride ale Federației Ruse. Și cred că nu este principalul motiv sprijinul pentru Ucraina. Poate fi luat în considerare și acesta. Sunt, să le spunem, state de prima linie care sprijină efortul apărării ucrainiene. Pe de altfel, sunt state cu o politică de luare în considerare amenințării militare și nu numai a Federației Ruse și sunt, în definitiv, cei care țin steagul sus legat de amenințarea Federației Ruse. Și atunci trebuie să fie vulnerabilizate, trebuie să aibă situații în care să se creeze mai multă instabilitate. Ne-a pune întrebarea, de ce nu sunt atacurile hibride împotriva Ungariei? De ce nu sunt mai de dată recentă împotriva Slovaciei? Și ne explicăm regimuri politice care sunt favorabile Federației Ruse. De ce nu sunt atacuri hibride, așa cum se constată în Polonia, în țările baltice, în România? Și aici avem o explicație. Avem partide care sunt de orientare pro-rusă, avem o vulnerabilitate a instituțiilor, avem probleme legate de, iată, gradul de recrutare pentru serviciu militar, problematica legată de pensiile militare de stat, care creează disensiuni între cei în activitate și cei în rezervă. Sunt tot atâtea aspecte care le spun rușilor, nu mai este nevoie să avem acțiuni de tip hibrid împotriva României, pentru că România în sine reprezintă o vulnerabilitate prin modul în care politica legată de apărare este aplicată, prin modul în care instituțiile legate de apărare sunt respectate și așa mai departe. Da, domnule general, pe finalul discuției vreau să ne uităm că ați menționat Ungaria și vreau să ne uităm la ce spune Ungaria prin ministrul lor de externe despre toate declarațiile astea lui Macron, despre faptul că ar trebui la un moment dat soldați să ajungă pe frontul în Ucraina. Asta ar însemna un al treilea război mondial, este replica pe care o dă Budapesta, o replică pe care sigur noi am auzit-o și o auzim și zilele acestea de la Medvedev, de la Zaharova. Pe de altă parte, nici Macron are cea mai steață dintre idei. Mă rog, el de obicei are astfel de declarații. Într-o vreme ne spunea că trebuie să ne purtăm frumos cu rușii, acum vrea să trimită soldați acolo. În fine. Situația este a modului în care este privită Europa, Europa apărării, Europa apărării prin sprijinul pentru Ucraina.
lucrurile trebuie să fie întotdeauna într-o conectivitate. Pentru că sprijinul pentru Ucraina înseamnă protecția Europei. Înseamnă a demonstra Federației Rusie că nu are capacitățile militare să ducă un război împotriva unui stat care este sprijinit de către Occident. Mai mult decât atâta, să-și pună întrebarea dacă ar fi măsură să ducă un război cu Occidentul. Toate aceste poziționări le putem interpreta pro sau contra, dar ideea centrală este ca cel puțin cei mari, să le spunem cei cinci mari din Uniunea Europeană, să aibă opinii cât mai unitare cu privire la nevoia de dezvoltare a sectorului, a domeniului apărării în toate statele din Europa, fie că vorbim de cele NATO sau din Uniunea Europeană, iar pe de altă parte nevoia de a continua sprijinul pentru Ucraina într-un război care se întrevede a fi de lungă durată. Ne punem problema, are capacitatea Europa? Mai mult decât atât, ne punem întrebarea, Statele Unite, mai ales în condițiile în care Trump ar ajunge președinte, să sprijine Ucraina încă 2 ani de zile? Pentru că există perspectiva ca războiul din Ucraina să mai dureze încă 2 ani de zile. Încă cel puțin 2 ani, am văzut că este de lungă durată. Mulțumesc foarte mult, domnule general Bălăceanu, vă doresc sărbători liniștite, mulțumesc pentru toată analiza. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Nu toate pensiile au fost livrate către pensionari, așa cum s-a promis, și nu ne referim doar la cele pentru pensionarii militari, ci și celelalte, pentru că avem din partea telespectatorilor foarte multe mesaje. Alături de noi Silvia Petre de la Asociația de Pensionari Timiș. Bun găsit, doamna Petre, și Poșta Română spune că inclusiv astăzi se mai livrează pensiile. Doamna Petre, ascultați-ne în telefon, vă rog. Da, vă rog, sigur. Vă rog. Vă ascultăm, doamna Petre, vă rog. Bună ziua dumneavoastră, invitaților și telespectatorilor. Deci doresc să vă spun că majoritatea pensionarilor au primit. Deci m-am documentat direct la poștă și la bancă. Deci le-au primit militarii și unii de la pensiile de boală. Probabil că nu s-a putut distribui. Dar pentru asta nu trebuie chiar atât de mult alarmare. Alarmarea foarte mare este pentru legea pensiilor. Doamna ministră trebuie să înțeleagă că nu are voie să ne poarte cu preșul. Nu are voie să ne mintă. Pentru că în legea pensiilor scrie foarte clar, nu mai există legea soțului supraviețuitor. Există legea pensiei de urmași care a fost întotdeauna. Deci nu ne-a ajutat cu nimic. Deci că pensiile se dă înainte de Paște acum, mă rog, pentru toată lumea e o problemă, dar fiți convins că majoritatea pensionarilor s-au împrumutat la carpuri ca să-și facă totuși ceva de masa de Paște. Pentru că speranța nu era că se dă înainte de Paște. Dar legea pensiilor trebuie rezolvată. Vedeți că nu se rezolvă nici cu grupele de muncă, nu se rezolvă nici cu problema stimulentelor, cu absolut nimic. Deci nu ni se pare corect ceea ce promite că este o lege grozavă. Dacă era grozavă, de ce nu a pus-o 127, care era cuprinse toate punctele? Și pe care și o rugat-o, din păcate, doamna Petre. Vă mulțumesc păi foarte mult, sărbători liniștite, mergem în pauza de publicitate. Păi da, dar nu suntem proști. Învierea din morți a Domnului Iisus Hristos cel răstignit este adevărul central al Sfintei Evangheliei și al credinței creștine ortodoxe. De aceea, pe coperțile exterioare ale Sfintei Evangheliei se află imprimate icoana răstignirii și icoana învierii lui Hristos. Timp de 40 de zile, de la Paști până la Înălțarea Domnului, se cântă în biserică troparul Sfintelor Paști și se adresează salutul pascal, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Învierea Domnului este sărbătoarea iubirii smerite și milostive a lui Hristos, cel ce a învins ura, violența
și moartea, dăruind oamenilor viață veșnică. De aceea Sfintele Paști sunt sărbătoarea iertării, a păcii și a bucuriei. În aceste zile de sărbătoare să împărtășim celor din jurul nostru, prin cuvânt și fapte, iubirea, pacea și bucuria lui Hristos, mai ales copiilor, orfani, bolnavilor și bătrânilor, precum și românilor aflați printre străini. Sfintele Paști să vă aducă tuturor în suflet și în case lumina și binecuvântarea lui Hristos cel înviat, cu sănătate, fericire și mult ajutor în viață. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Cu acest mesaj încheiem și noi Politica Zilei astăzi. Vă dorim sărbători liniștite, Paște liniștit, să primiți cu inima deschisă învierea Domnului cu speranță și credință. Ne vom revedea luni de la ora 15. Până atunci, de la Fix vă las împreună cu colega mea, Gabriela Mihai, într-o ediție specială aici pe B1 TV. Să aveți o seară liniștită, sărbători liniștite!